Aș mânca ceva, aș mânca ceva. Aș mânca ceva maxim. Fai, ha, ce avem noi aici? Lucruri extraordinare. Pastramă de oaie, tochitură, ciolan. Lucruri, fai, sarmale tradiționale. Mamă, ciorbă de burtă. Oh, m-am dus la un restaurant, am mâncat ceva acolo acum ceva zile și am luat meniul ăsta pentru că mi-a plăcut așa mâncările astea tradiționale și aș mânca ceva astăzi. Hopa, ce vedem noi aici? Păstăv la grătar? No, 100 de grame, 10 lei. Nu există așa ceva. Și în plus îmi dă un păstăv dintr-o crescătorie din asta crescut cu cereale, cu... No, păi eu pot să prind primirea jeharul Domnului un păstăv de 200-300 de grame, cel puțin, și să fie indigent direct de la mama lui, adică din munte, primirea jeharul Domnului Iisus. Ia auzi, să dau eu 10 lei. Să dau eu 10 lei pe un astfel de păstăv. Nu există așa ceva. Nu, trebuie să mă duc eu să prind un păstrăv. Poate doi, poate trei. Nu am o meală, dar... Dragilor, haideți cu mine să vă arăt cum se prinde un păstrăv adevărat, indigen de munte, gust exact 100% cum trebuie, maxim. Haideți cu mine să vă arăt cum stau treburile. Ia să caut eu. Caut eu o lăcustă. Sunt aici la pescuit. Îi dau slavă Domnului Iisus. Sunt în zona aia faină. Și nu mai am omeală. N-am efectiv omeală. Ia să caut o lăcustă mai mare. În momentul când n-ai omeală și știi unde-i păstrăv, am prins o lăcustă. Nu știu dacă se vede, gata, am focalizat-o. Și vreau să dau cu ea la pește. Sunt aici la păstrăv și vreau să dau la păstrăv, dar mai trebuie o lăcustă. Ei, eu am botezătorul, el mânca lăcuste, dar eu pot să prind păstrăv cu lăcuste. Nu mai am omeală, am rămas fără omeală la păstrăv. Dar încerc să băgam o lăcustă, dar vreau să caut una mai mare. Ok, am prins încă una și una e mai mare. Am prins-o chiar fain și mă duc acum să dau la păstrăv. Exact acum, prin mila și harul Domnului. Ok, am lăcustele aici. Am rămas fără momeală. Vreau să le bag în ac. Uite cum arată. Arată perfect. Și acum ne-am băgat pe amândouă în ac. Am șanse 99% să-l prind. 99%. Ia privit. E acolo. E acolo.
bine, bine. Întrage. Îmi trage, dar vine cu frică. Lăcustele. Oh, ia uite. Ia uite. La lăcustă, dragilor. V-am spus eu când trage. Priviți-l. Când ai momeală. E maxim, slavă Domnului Iisus. Ia să mă și închin. Doamne, te lau, binecuvântat să fie numele Tău, Doamne Iisus. Priviți-l cum arată. L-am luat la lăcustă, un exemplar extraordinar, e indigen. Deci este numai bun de mâncat, slavă Domnului, adică este peste 20. Arată superb. Îi dau slavă Domnului Iisus. Deci efectiv n-am omeală. În zona aia nu poți să dai cu blinker, nu poți să dai nici cu muscă, mai ales că nu e timpul de muscă, e ora undeva la ora 1-2 după masa, dar e destul de umbră. Ia uite-l cum arată. E super. E super. Binecuvântat să fie numele Domnului. Arată super. Deci automat astăzi voi mânca păstrăv. E extraordinar. L-am prins de acolo. Ia uite. Acum nu mai am lăcuste, trebuie să mă duc după lăcuste. El mi-a tras de câteva ori, venea cu frică. Nu știu dacă mă vedea. Pentru că eu... E gata. Ia uite. Slavă Domnului Iisus Hristos. Doamne, te lau și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru pește. Că astăzi voi mânca păstrăv, binecuvântat să fie numele Tău și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Priviți, dragilor, cum arată. L-am prins de acolo. Dacă vrei să dai un zoom în zona aia. E extraordinar locul. Poți să vii un pic mai de aici. Exact din zona asta dacă vii. Ia să iau eu telefonul. Exact din zona aia, dar l-am luat, adică de aici. El când stă, ori stă pe curbura asta aici, l-am luat exact de aici, ori stă pe partea asta la alta aici. E super. Ia uite-l cum arată. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Am aici, am găsit o libelulă. E extraordinar. Păstrăvul se dă și la libelulă. La lăcustă sau la libelulă, astea sunt delicatese. Deci în momentul când ai cu lăcustă, cu carabete, cu libelulă la păstrăv, e nebunit. Adică chiar dacă e 100% hrănit și e sătul, el vine pentru că cu așa momeală, cu așa vietate, rar o întâlnește în apă. De aceea vă recomand să dați cu lăcustă, dragilor. Deci, dragilor, când e cald afară, adică cald, nu glumă, și ești la râu și nu ai momeală și vrei să supraviețuiești, dai cu lăcustă, dragul meu. Dai cu lăcustă. Și bineînțeles, 100% îl prinzi. Doar ideea e să fii îmbrăcat cât mai natural, adică cât mai înspre verde. Nu pot focaliza, uite acum. Să fii îmbrăcat cât mai verde, cum sunt eu. Deși nu am plecat de acasă destul de rapid.
plus astăzi avem studiu, a trebuit să mă pregătesc un pic, dar slavă Domnului Iisus, pot să prins cu lăcustă, slavă Domnului. Am băgat iară lăcustă, ia uite-ne, maxime, slavă Domnului Iisus. Și mă duc, am aici un lăculeț fain, un râu care curge în lacul ăla, dar eu mă duc aici pe un râu mai mare, ia uite aici, ho-ho, ia uite aici, acolo trebuie să prind neapărat, slavă Domnului Iisus. Hei, dragilor, am dat cu lăcustă, trebuie să mă să mai caut, dar am dat aici de fragi, ia uite câți fragi sunt. Sunt mulți fragi. Ia uite. Sunt fragi drăguți pe care eu îi voi mânca acum. Numai la munte găsești așa fragi, dragilor. În zona mea, bineînțeles. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ia uite. Arată superb. Și eu mă apuc de treabă acum. Slavă Domnului Iisus. Trebuie să mă duc să mai caut niște lăcuste. Mamă, câți fragi am văzut. Ia uite acolo. Slavă Domnului Iisus. Ei, dragilor, am cules fragi. Sunt extraordinari. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sunt aici la pește. Și în toată zona asta sunt mulți fragi. Ia uite. Maxim. Toată zona asta am găsit o coastă. Slavă Domnului Iisus. Cum să vi arăt? Ia uite, binecuvântat să fie numele Domnului. Ia să-i mulțumesc Domnului pentru fragi. Doamne Iisuse, te laud și îți mulțumesc că numele Tău binecuvântează. Amin. Maxim. Extraordinar. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragilor, natura efectiv, Dumnezeu așa a făcut, prin natură să-ți ofere toate lucrurile. Apropo, dacă ești la un caz de supraviețuire și nu ai de mâncare și ești într-o zonă ca asta și e cald, uite-te după lăcuste. Eu mă uit acum ca să prind păstă, vă dați seama. După aici am găsit și asta. O șopârlă. Apropo, dacă e ochiul mare, se dă și la șopârle. Păstrăvu. Dar poți să mănânci lăcuste, ca și eu am budezătorul sau cosaș. Sunt acele lăcuste extraordinar de frumoase, drăguse, juicy, care au foarte multă proteină. Slavă Domnului Iisus. Le poți prăji sau le mănânci direct crude. Sunt foarte bune, nu pățești absolut nimic. Asta, bineînțeles, la un caz de supraviețuire, fără să vă fie scârbă, fără ceva. Dacă marele Ioan Botezătorul mânca, de ce nu? Ei bine, eu caut lăcuste ca să prind păstrăvi. Ia uite-o. Trebuie să nu mă mișc. Ia uite cum arată lăcusta. Ia uite-o. Să sperăm că o și pot să o prind. Este. Ia uite-o. Oh, am făcut-o pilaf, dar nicio problemă, că încă merge, slavă Domnului Iisus. Pe mila și harul Domnului am prins unul mare. Ha-ha! Slavă Domnului Iisus. Ia uite cum arată. Deci dacă ți-e foame, ca și eu am budezătorul, poți să mănânci chiar crud sau poți să mănânci prăjit. Sunt unele lăcuste mai mari, așa numite cosași chiar. Sunt extraordinar de faine. Iar eu acum o bag în cârlig și să vezi ce o să prind eu. Eu mama aici încă una în cârligul meu. Eu mai am aici încă una și o bag aici în ac, în cârlig. Priviți cum o bag.
Ele te pot mușca doar un pic, dar dacă îi rup capul, poți să mănânci liniștit. Deci uite cum arată. Și acum veniți după mine, ca să vă arăt cum se prinde păstrăvul. Stai că mi s-a prins pe aici. Veniți aici. E maximă treaba. Mă duc relaxat. Mă duc tictil, trebuie tictil, și relaxat. Ce zonă frumoasă aici, extraordinar. L-am prins, dragilor, cu lăcustă, unul mare. Ia uite. Și e viu. Slavă Domnului Iisus. Asta e destul de mare. Ia uite-l. Definitely he's a keeper. Cu siguranță e unul pe care pot să-l țin. Indigen. Un loc extraordinar. De aici l-am prins. Ăsta e al doilea. Îi dau slavă Domnului Iisus. Yeah. Slavă Domnului Iisus. Am avut două lăcuste mari și le-am pus pe amândouă odată. Sunt mulți fluturi și multe libelule pe aici. Deci vedem că cu lăcusta putem liniștit să prindem păstrăvi. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Ia să mă și rog. Doamne Iisuse, te laud. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, în numele Tău. Amin. Am aici păstrăvi și vreau să-i curăț. După cum v-am spus, astăzi mâncăm păstrăv. Ia să vedem noi. Care e treaba aici? Oho, are și icre. Se pare că este pe stoaică. Icrele se mănâncă, bineînțeles. I-am prins pe amândoi la lăcustă. Cred că la viața mea am prins mii, poate peste 10.000 de păstrăvi, nu știu. Vă dați seama, dacă, mai ales înainte, când eram eu mai copil, prindeam cam 15-20 de păstrăvi pe zi. Vă dați seama ce pești prindeam pe zi. Când mă duceam în fiecare zi, mă duceam, cred. Acum, că m-am mărit, e altă treabă. Bineînțeles că când eram mic, eram destul de sărac, mâncam ce vânam. Și de multe ori mă duceam cu foame la pescuit și mâncam luam niște ceapă, niște cartofi și făceam păstrăv și mâncam. Ce prindeai, aia mâncai. Nu prindeai, nu mâncai. Arată superb, ia uite. Superb, superb. Și icrele
Să-l curăț și pe ăsta. Le-am fac aici la un grătar adevărat. E cuvântat să fie numele Domnului. Oho, din nou peștoaică. Icrele sunt extraordinare. Priviți-le. Vine un pic mai aproape. Ia uite cum arată. Poți să strângi, obișnuiam să strâng câte un borcan, două de icre, iar apoi le făceam și le mâncam. Arată extraordinar. Când m-am dus în America, am văzut că chinezii mâncau și plus m-am uitat la multe documentare de supraviețuire. Poți să mănânci pește crud, efectiv îl mănânci acum, mai ales că sushi se face din pește crud. Ia uite cum arată, priviți! Arată extraordinar! Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Mi-am adus aici niște lemne. Ar trebui ca lemnele astea să îmi ajungă să-mi fac pești la grătar. Gata, dragilor, mi-am aprins focul. Mi-am aranjat aici. Vreau să-mi fac efectiv păstrăvi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mi-am pus aici cortul. Slavă Domnului Iisus. Deja focul e gata. Trebuie să-mi fac pești. Ia uite cum stă cortul ăsta aici. S-au relaxat aici și camuflat chiar maxim. Slavă Domnului Iisus.
stau aici extraordinar. Slavă Domnului Iisus! Mi-am pus peștii, mi-i fac aici maxim. Ideea e să nu-i lași, mereu să-i întorci, mereu să stai după ei și faci maxim. Slavă Domnului Iisus! Binecuvântat să fie numele Domnului. Mi-am făcut aici un crăcan. Am dat lemnile astea mai la o parte, așa. Ideea e să nu lași în momentul când cel mai bun păstrăv. Gustul cel mai bun de păstrăv este atunci când îl dai doar cu sare și cu piper. Dacă îl faci la grătar, bineînțeles. Și să nu-l lași. Adică l-ai lăsat un pic, pac, și îl întorci repede. Efectiv, nu-l lași. Mereu stai cu... stai de el. Slavă Domnului Iisus! Îi fac extraordinar, extraordinar, binecuvântat să fie numele Domnului. Deci doar cu câteva lemne, câteva surcele, și cu darurile care Domnul mi le-a dat, efectiv îmi fac un păstrăv mai bun decât în magazin și bineînțeles gratis. Adică bineînțeles cu niște lăcuste, adică înțelegeți ce zic. Slavă Domnului Iisus. El e gata. El e gata, farfuria așteaptă. Slavă Domnului. Mi-am făcut aici un cort extraordinar. Stau relaxat. Slavă Domnului Iisus! V-am zis eu astăzi că mănânc păstrăv, nu? Domnul are toată cinstea și slava. Slavă Domnului Iisus! Oho! Haideți să vă arăt cum e treaba. Ho, ho, ia uite. Slavă Domnului Iisus! Binecuvântat să fie numele Domnului! Maxim! Maxim am spus! Ho, ho, arde de rupe! Opa. Arde de rupe. Wow. Maxim. Slavă Domnului. Ia uite. Îl mănânc eu relaxat. Să-l scot eu din grătar.
Deci, dragilor, pe mila și harul Domnului, mănânc păstrăv 100% natural. Domnul mi l-a dat. Arată extraordinar, iar nu m-a uitat. Aude aici, cărnița aici. E făcut maxim, maxim făcut. Bineînțeles că la foame mănânc și capul, e clar asta, e... Ia să mă închin Domnului. Doamne Iisuse, te lau și îți mulțumesc de mâncare. Binecuvântat să fie numele Tău, sfințește și iau cu mulțumire, Stăpâne, numele Domnului Iisus. Amin. Ia să vedem noi. Ha-ha! Maxim! S-am condimentat extraordinar. Arde de rupe. Ia uite. Ia numai priviți-l cum arată. Slavă Domnului Iisus. Mamă. Grav. Grav tare de tot. Nu se compară. Ați văzut, dragilor, ce face o lăcustă la vremea ei? Lăcustele... Așa că eu am botezătorul, mânca lăcuste, dar cu lăcustele noi putem să prindem păstrăv. Ia uite-l cum arată. Extraordinar. Are un gust, dacă vine un pic mai aproape, dacă îl dezosez, e efectiv, iese după os. Ia uite-l. Efectiv iese după os. Ia uite. Și ia uite os. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Oh. Mafie. Nu sunt vrenic, dragilor. Slavă Domnului Iisus. Eu o să închid ca să mănânc tot și îi dau slavă Domnului. Poți să te duci și tu natură, mai ales dacă ești în supraviețuire, îți trebuie o undiță, dar nici măcar undiță nu trebuie. Eu dacă am, îmi rup o cracă de aici și îmi fac, am prins, efectiv m-am dus odată în pădure cu, n-aveam undiță la mine, mi-am rupt o cracă dintr-un pom, mi-am făcut o undiță cu niște ață. Deci am avut fir la mine și efectiv imediat pot să prind. Ideea e să știi unde stă, să știi când mănâncă, să știi în ce loc stă în timpul zilei, că dimineața stă în mijlocul șuvoiului, la amiază stă undeva mai la mijloc și spre seară, bineînțeles, stă în spatele ochiului, în lin, care îl prind la blinker sau îl prind la muscă. Eu de data asta l-am prins la lăcuste, exact. Lăcuste ca Ioan Botezător. Dragilor, priviți ce-a mai rămas din peștele meu. Efectiv, l-am topit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Max, a ieșit extraordinar, slavă Domnului Iisus. Dragilor, recomand astfel de pește. Să vă duceți să prindeți și voi. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Mai ales că El a murit și a înviat pentru noi. Dragilor, până data viitoare, multă pace și să vedem data viitoare ce o să aleg eu de meniul ăla. Până data viitoare, citiți Biblia, dragilor, și asigurați-vă că sunteți ca la carte, că sunteți născuți din nou, că sunteți după voia lui Dumnezeu. Pace și har!